No running here. Chiar e o plăcere enormă și o relaxare. Îmi plac căpșunile crescute în Moldova. Îmi plac căpșunile crescute în Moldova. Ne mărești pentru frumusețea interioară și exterioară. Aplicăm pe mânuțe, masăm, vom avea o piele catifelată, albă, fină. Mânuțele sunt curate. Și puteți iarăși masa, masa, masa. Vă salut, dragii mei și dragile mele! Sunteți la canalul Frumuseții Vârste Elegante. Sunt Veronica Sandu, medic-cosmetolog, specialist al modului de viață sănătos. Eu vă mulțumesc pentru interesul față de măsculițele naturistice. Vedeți că floricica se învârtește, vă dă salut și vă spune că mama natura ne aduce atâtea oportunități pentru a fi sănătoși, frumoși, din interior și din exterior. Măștile de sezon. Și acum noi facem accent pe măștile din căpșunele, care conțin enzime, conțin aminoacizi, conțin vitamina B, vitamina grupa P, zinc, iod. O sursă, o comoară plină de antioxidanți, de enzime, elemente și vitamine care ne înălbesc tenul, îl purifică, îl detoxifiază, îl hrănesc. Și astăzi vă prezint profit de căpșunică, de această pomușoară, gustoasă, aromată, necătând că un pic, eu am alergie, dacă o să o consum mult, dar totuși măști îmi fac cu atenție și cu precauție. Dacă aveți alergie, aplicați pe partea interioară o mică porție de amestecul care va fi pregătit pentru mască și timp de 15 minute veți vedea cum voi tolerați produsul dat. Dragii mei, anti-age, o măsculiță cu efect de lifting, de înălbire. Am lăsat o porție mai mare să-mi ajungă și pentru gât și pentru decolteu. Voi adăuga semințe de in. Am dat prin râșniță semințele de in. In conține mucilagi, conține ramnoză, galactoză, conține acizi grași, dendrigliceride și mai ales acidul stearic și linoleic. Aici. Dați să amestecăm și să vedem ce se va. Amestecăm bine, bine. Dar fiindcă tenul meu este sensibil și mai ales reacționa, vreau să adaug și o linguriță de ulei de susan. Și vă recomand și vouă, pentru tenul sensibil, tenul iritat, tenul cuperozic, puteți să adăugați uleiul preferat vouă. Ulei de jojoba, ulei de amigdale, ulei de măsline. Amestecăm bine, bine, bine. Vom primi o mască super, super anti-age. Super lifting. Mai aplic și aceasta în practică. Aplic o mască detoxifiantă sau de purificare și apoi o mască hidratantă. Vai ce plăcută! Și împreună cu substanțele mucilaginoase din yin, substanțele nutritive din căpșunele vor penetra foarte, foarte bine tenul pregătit. Aplicăm bine pe decolteu, masăm, masăm, să intre în piele, pe gât. La mine a început să se usuce de acum. Aplicăm pe mânuțe, masăm, vom avea o piele catifelată, albă, fină. Mânuțele sunt curate și puteți iarăși masa, masa, masa. Și pleoapele. Ridicăm și pleoapele.
tăpătăm să se închece bine masca. Putem să tăpătăm bine locurile deficitare, să avem un efect antirid și de înălbire puternică. Ținem un efect de lifting și de albire maximă. După ce v-a strâns bine, înlăturați masca cu infuzie de plante medicinale, cu infuzie de mușețel, de coada șoarecelui, cu infuzie de flori de tei, de asomie.